Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre problemele din domeniul ocrotirii sănătății, precum și cele sociale. Invitații ediției de astăzi sunt Eugenia Ceban, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit, doamna Ceban. Bună și seara. Dinar Cujocaru, de asemenea consilier PSRM în CMC. Bună seara, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara. Doamna Ceban, din câte cunoaștem, problemele sociale sunt cele care generează la rândul o altă serie de probleme cu care se confruntă în mod special locuitorii municipiului Chișinău. Vreau să vă întreb, la ora actuală se înregistrează anumite acțiuni care vin să redreseze starea de lucru în acest domeniu sau rămâne la fi destul de incertă? Ceea ce ține de problemele protecției sociale în municipiul Chișinău, eu vreau să accentuez că mai ales în ultimii 10 ani s-au agravat totalmente. Și noi, fracțiunea Partidului Socialist, noi din Consiliul Municipal Chișinău, care suntem cea mai numeroasă fracțiune, am trecut de a doilea an a nostru mandat și să știți că chiar din prima zi a mandatului ne-am propus să fim alături de cetățeni. Fiecare zi avem audiență și nu poți fi indiferent față de grijile acestor cetățeni care practic sunt lăsați în voia sorții și sunt tratați cu atâtă umilință, fiindcă indiferent este mama cuiva, este o rudă a noastră, problema rămâne dureroasă atunci când vezi lacrimile unui cetățean și care o viață întreagă a muncit în acest municipiu pentru noi, cei care de acum suntem și noi aproape de ei. Și vreau să vă spun la concret că noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor, necătând la toate problemele cu care ne confruntăm chiar și în cadrul ședințelor Consiliului Municipal, oricum am reușit să perfectăm proiecte de decizie și să ajutăm cetățenii din municipiul Chișinău la diferite capitole. Dacă să luăm, când am venit pentru un cetățean, agentul termen la căldură era 2.000 de lei de o persoană, astăzi este de 3.000 de lei de o persoană și la acest capitol au fost aprobate 93 de milioane de lei, 75 de milioane deja sunt achitate pentru 38.000 de familii. Vă dați seama, dacă într-o familie sunt 4 persoane, se ia venitul, adică 12.000 de lei. Altă problemă am schimbat atunci când pensionarii îmblau prin jurul primăriei plângând că cândva au avut permise, dar azi au fost lipsit absolut de tot și am prefectat un proiect de decizie și un nou regulament ca să le permitem, fiindcă ei nu sunt cei mai bogați, să luăm ca cuantumul pensiei pentru un beneficiar să fie măcar până la 2.000 de lei și am mărit numărul acestor pensionari, inclusiv aici am dat ca să aibă parte și invalizii de gradul 3, cum se numesc astăzi, da, cu dizabilitate medie, care practic sunt lăsați în voia sorții. Nimeni, absolut nicio facilitate nu au acești invalizi de gradul 3. Trebuie să meargă în genunchi undeva să-și câștige o bucată de pâine. Și iată, la acest capitol astăzi, noi avem de acum care s-au dezis și au luat abonament, care au luat, primesc 70 de lei, dar în perioada rece foarte mulți primesc mai mult 70 de lei, fiindcă nu prea circulă și vor să aibă măcar de pâine și de lapte adăugător. Și noi avem în acest capitol peste 70.000 de persoane care și-au perfectat atât abonament, cât și primesc 70 de lei. Avem deja achitate peste 45 de milioane de lei la acest capitol. Inclusiv aici, în acest regulament, am dat voie ca, indiferent că dumneavoastră sunteți pensionar pentru linii în vârstă de vârstă, unde v-ați stabilit pensia la Casa Națională de Asigurări Sociale sau la Ministerul de Forță, cum era până la legea nouă, legea 290, sau la Ministerul Apărării, și indiferent de cuantumul pensii, fiecare poate să meargă să-și procure la Regia Transport Electric abonament de 70 de lei și peste 101.000 așa ceva au până la 1 septembrie și au procurat aceste abonamente. Vă dați seama, asta într-adevăr este un plus.
Ne-am gândit și la cei care stau în patru pereți și nu au nici o lingură de borș și le-am aprobat 4.900.000 pentru ca să se alimenteze la cantinele sociale din municipiul Chișinău. Și astăzi asta avem de acum peste 3.900 de persoane, aproape 4.000, care zilnic merg și se alimentează la aceste cantine. Noi am propus un șir de acțiuni. Dacă dumneavoastră vă amintiți, acum când s-au mărit tarifele la deșeuri, iată deja numai pentru luna iulie, 19.000 de apartamente peste 3, se dă pe persoană, peste 38.000 de persoane deja au primit compensația aceasta ca să nu suferi de mărirea tarifului. Este legea 303, care eu nu înțeleg de ce actuala guvernare până la moment nu a abrogat-o, fiindcă pe spatele tuturor cetățenilor, indiferent bogat, sărac, îi pus ca toate pierderile de apă să le achite din buzunarul propriu. Și noi ne-am propus, fracțiunea Partidului Socialiștilor, am elaborat așa regulament și am fost susținut și într-adevăr a fost aprobat, ca cota parte care nu este, care diferă de contorul din apartamentul dumneavoastră, să fie plătit din bugetul local. Furați cei de la primărie, furați mai departe, dar nu din buzunarul cetățenilor. Și desigur că mergem zi de zi pe aceste servicii. Și dacă după dumneavoastră vă amintiți că n-am venit chiar în primul an de mandat, ne-a fost prima ordine de zi să se scoată toate gardurile de la cimitere, ceea ce noi am stompat, fiindcă asta este un lucru sfânt de acum și în lumea ceilalte. Și nu am dat voie. Și tot avem plângeri în fiecare zi, când fiecare pensionar vine și îmi spune: Doamnă Eugenia, eu am 8 rude înmormântate și pentru fiecare mormânt trebuie să plătesc anual câte 120 de lei. Și iată, noi am anulat aceea decizie, am scutit pensionarii, dar ce este dureros? Că astăzi serviciile funerarii ai municipalității, vă dați seama că ei mi-au dat o informație unde îmi spun că ei, pentru că noi am scutit pensionarii de plata acestor 120 de lei, au pierderi 3 milioane de lei. 25.000 de pensionari și 500 am scutit numai anul acesta, iată. Și ei, în loc să se bucure, noi putem subvenționa, cum subvenționăm și altele, dar nu să plângem că au pierdut din pricina celor care, dumneavoastră, vă dați seama despre ce noi vorbim. Da. Extraordinar. Domnule Cojocaru, haideți să vedem care e starea de lucruri în domeniul ocrotirii sănătății. Stă mai bine, poate, la acest capitol? Dacă să luăm, desigur, iarăși fracțiunea noastră a propus un șir de ajutor și pe domeniul sănătății, ca unele exemple să vă dau. Actualmente ne-am propus de a procura un șir de utilaj, dispozitive auditive pentru persoanele cu dizabilități care au pierderi acuitatea acustică. Ne-am propus la moment de a procura tonometri pentru persoanele slab văzătoare sau nevăzătoare, tonometri specializate în domeniu care se le prinde bine în viața de zi cu zi. După cum știm, după vârsta a doua, a treia, deja apar diferite patologii a sistemului cardiovascular, cât de cât se poate să monitorizeze. Vă spun și mai mult că pentru a iniția acest proces am avut inițial nevoie de unele cifre de a afla care este numărul de cetățeni. Stare reală. Stare reală. De cetățeni care au nevoie de așa dispozitive, care au așa dizabilități. Am scris diferite demersuri către Direcția Sănătății Municipală, condusă de domnul Moldovan, la care n-am primit un răspuns concret de cifre de pacienți, dar am primit un răspuns concret de cifre de bani de care are nevoie. Și în urma, spunem că am mai făcut un lucru suplimentar, în urma analizei acestui lucru, am depistat că suma pe care o cerea dumnealui era exagerată până în final. De asemenea, pentru timpul de iarnă, pentru persoanele vârsta 3, ne-am propus acum de a procura niște bastoane care le permit pe timpul sezonului rece anului să poată deplasa, ca ulterior să nu avem niște fracturi, niște traume. Și totodată pentru persoanele care deja le este greu de a se deplasa, să aibă un sprijin. Dacă
să vorbim în linii general despre și medicină. Ne-am propus, desigur, de a procura niște utilaje care, după cum știți, în Republica Moldova ocupăm unul dintre primele locuri pe Europa cu patologie oncologică. La moment am propus de a procura un mamograf la Policlinica numărul 1 a municipală pentru a face un screening și un diagnostic din timp, nu retrospectiv, să aflăm că pacienții deja suferă de această patologie și sunt într-o stadiu avansat. Doamna Ceva, vreau în cele ce urmează să discutăm un aspect foarte controversat în societatea noastră, pentru că presa a scris mai mult timp despre starea grădiniților. Ne aducem aminte problema cu alimentele, ne aducem aminte de acele nereguli semnalate. Vreau să vă întreb, cum se explică faptul că întotdeauna au existat un șir de nereguli în instituțiile de învățământ preșcolar? Întrebarea e foarte interesantă. Eu vreau să încep de la aceea când zici, aia 10-lea an de când primarul general Chirtoacă cu echipa sa Partidului Liberal conduce primăria municipalitatea. Știți, cred că e o greșeală a multor cetățeni care l-au votat. Eu rămân la părerea mea că legile au fost fraudate la fiecare mandat. Asta e părerea mea personală și am dreptul să mi-o expun. Dar cel mai dureros este că în fruntea instituțiilor, subdiviziunilor, atât a primăriei cât și a Consiliului Municipal, au fost numite persoane incompetente, nepregătite, fără concurs și avem ce avem. Dacă să luăm la orice serviciu, este o tragedie în municipiul Chișinău. Știți, a fost un oraș atât de frumos, a fost un oraș atât de bine să-l privești. Eu cred că cei care au mai plecat din țară și se întorc peste un an, 2-3, ei nu-și recunosc capitala, fiindcă dezastru total care astăzi există în capitală cu venirea lui Dorin Chirtoacă în fruntea primăriei, este o tragedie națională. Și mă bucur că astăzi această întrebare, în sfârșit, după ce el a fost arestat, eu sper că organele de drept într-adevăr își vor spune punctul de vedere, fiindcă nu poate fi reabilitat acest primar general care a distrus grădinițe întregi și îmblă mamele cu copiii pe drumuri. Uitați-vă, luați grădinița 178 în sectorul Buicani. Asta este o groapă de gunoi, cotlovan. Luați grădinița 166, aceeași problemă. Școala 85. Bine că s-a găsit un agent privat astăzi care își asumă să reabiliteze școala 85 și totodată să repare și grădinița 166. Sperăm că asta va fi așa. Mai mult ca atât, nu știm soarta școlii numărul 6 din sectorul Botanica, care numai Chirtoacă știe ce a făcut cu ea, e închisă, precum că e de acum a vândut-o. Urmează ca noi consilierii și la această etapă să vedem care e situația. Dar știți, cel mai dureros este că în municipiul Chișinău, în primăria municipiului Chișinău și în toate subdiviziunile nu este nicio verificare a surselor financiare care sunt alocate. Încercați să întrebați un șef de direcție la un capitol pe ceva, o să-ți dea niște date eronate, niște date care nu corespund. Asta e una. A doua, ce să vorbim noi despre calitate când priviți în orice domeniu unde ne-ai lua, practic nu înțelegi factorul uman este pe ultimul plan, fiindcă aceleași grădiniți le-a frecventat și Chirtoacă, aceleași grădiniți pe timpul lui le-a frecventat Mihai Ghimpu și toți noi. Și fiecare din noi uită că acolo lucrează oameni, fiecare din noi a uitat și știți, dar atâta le fâlfăie și le bântuie și îmblă să spună că au adus proiectele oameni buni, orice fracțiune poate să le aducă, orice fracțiune, vă asigur, inclusiv fracțiunea noastră, poate să aducă atâtea proiecte, dar nu se permite la fiecare, asta e una. Proiectele s-a dus granturile astea și sfurate.
Și iată, asta e starea în municipalitate. Și mai departe o să vorbim chiar treptat, dar concret. Ce se doamna Ceban, domn Cojocaru, cu permisiunea noastră, eu propun ca să facem legătură cu Andrei Păvăloi, directorul interimar Direcției Educație, Tineret și Sport din sectorul Roșcani, ca să aflăm de la domnia sa, ca din primă sursă, cum au reacționat bucătarii și celelalte profesii, abilitate sau vizate, mai bine zis, în decizia de luni a CMC-ului și să vedem de ce poate nu au făcut-o ei până la această oră. Alo, bună ziua! Domnul Păvăloi, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, în studio sunt Eugenia Ceban și Dinar Cojocaru, consilieri CMC. Discutăm despre decizia de a majora salariile pentru bucătari și celălalt personal tehnic. Vreau să încep prin a ne informa care este starea de lucruri în sectorul pe care îl reprezentați și dacă constatați un vacuum de personal necesar la acest capitol. Vă rog. Bună ziua, în primul rând, la toată lumea. Cunosc subiectul, fiindcă l-am discutat inclusiv în cadrul ședințelor operative a direcției generale. Am discutat despre necesitatea de cadre și în cadrul Consiliului de Administrație a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. De asemenea, la una dintre ultimele ședințe a participat și doamna Ciobanu, unde și-a expus poziția vis-a-vis de necesitatea majorării salariului la atât la bucătari, cât și la personalul didactic auxiliar. Noi am pus această problemă de mai multe ori și am discutat de foarte multe ori despre necesitatea majorării salariale la această categorie de persoane, fiindcă puteți să vă închipuiți la 1.080 de lei sau la 1.200 în dependență de categoria salarială, foarte puțină lume își manifestă interesul de a veni la o astfel de muncă. Domnule Păvăloi, în sectorul Râșcani aveți grădinițe în care nu există bucătari, spre exemplu? Noi avem grădinițe în care în toate grădinițele avem bucătari, dar în cazul în care conform statelor sunt un bucătar șef și trei bucătari auxiliari sau bucătari ajutori, nu există toți bucătarii. Adică poate fi bucătarul șef și să aibă doar un singur ajutor, pe când conform statelor sunt trei persoane, este nevoie de trei persoane pentru a fi angajat în această funcție. Așa, spre exemplu, la 124 de persoane conform statelor, din câte mi-aduc eu aminte, bucătari auxiliari, noi avem o listă de 31 de persoane care sunt așteptate să fie pentru angajare în cadrul sectorului. În mare parte sunt ajutori de bucătari, fiindcă bucătari șef avem în toate instituțiile. Cum a reacționat acest personal care a fost vizat? Au susținut, au zis că este o majorare foarte nesemnificativă? Chiar zilele trecute am fost într-una dintre grădinițe în care bucătarul șef lucrează doar din trei persoane care urmau să fie angajate încă doar cu o singură persoană, adică mai exista loc de două persoane, și doamna bucătarul șef, care în marea lor majoritate sunt în vârstă, sunt deja la vârsta pensionării, am discutat despre situația care este referitor la majorarea care urmează să o primească dumnealor, însă ne s-a spus că, domnule Păvăloi, vă închipuiți că la 1000 de lei care avem, încă 500 de lei este doar o sumă foarte și foarte mizeră, fiindcă cu 1500 de lei noi venim la ora 5 și plecăm la ora 7. Domnule Păvăloi, probabil și acești angajați v-au întrebat de ce această majorare nu a fost propusă până acum, chiar de direcție, spre exemplu. Direcția nu poate face majorări, îmi cer scuze, dar noi am făcut solicitări în vederea majorării salariilor. Când? Dumnealor au așteptat majorări de mai mult timp încoace și cu siguranță că și acest minim care este la moment propus este îmbucurător pentru ei, dar dumnealor mai așteaptă și alte majorări de salariu ca să aibă un salariu decent, cel puțin să ajungă la un salariu mediu, minim pe economie, ca să poată să-și permită un trai minim, să spunem așa. Ultima întrebare, cred că în cadrul acestui apel telefonic, presa scria la începutul acestui an școlar că aproximativ 7 instituții de învățământ preșcolar nu își vor putea începe activitatea pentru că nu există acest personal auxiliar.
în sectorul pe care îl reprezentați, în viitorul apropiat, se poate contura o asemenea problemă ca să nu funcționeze grădinițele din acest considerent? Ca să fiu foarte concret, să vă dau un răspuns foarte concret la întrebarea dumneavoastră, v-aș propune să urmăriți și site-ul Direcției Generale. A fost făcut chiar ieri un anunț referitor la situația instituțiilor care nu funcționează, credințelor care nu funcționează. Toate nu funcționează din motiv că sunt în proces de reparație capitală, inclusiv o grădiniță de la noi din sector, grădinița numărul 81, este reparație capitală datorită Guvernului României. Nu avem o astfel de situație. Noi sperăm că totuși majorarea respectivă de 50% va aduce totuși un număr oarecare de... va suplini situația respectivă care este la moment și vor veni cel puțin o parte dintre bucătare, ajutor de bucătare, de dăci și așa mai departe. Domnule Păvăloi, situația o să îmbunătățească. Eu vă mulțumesc pentru aceste explicații pe care ne le-ați oferit. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc. Doamna Ceban, revenim în studioul la discuție. Până la urmă, întrebarea mea este una destul de simplă, dar cu un substrat destul de consistent. Cum ați reușit majorarea cu 50% a salariilor bucătarilor și cum a fost posibil că fracțiunea PSRM să prindă contura această inițiativă destul de salutabilă până la urmă? Starea de lucruri, am văzut, o spunea și domnul Păvăloi, pentru 3 unități activează o singură persoană. Știți, aseară am privit un reportaj unde un bucătar spunea, și eu cred că eu sunt de acord cu acel bucătar, da, că fiecare membru a guvernului ar trebui să meargă măcar câte o zi să fie bucătar la instituțiile preșcolare, să ridice de dimineață până seara la dejun, la prâz, aceste cratițe de 40 de kilograme, acești saci de cartofi și tot, să fie în pielea lor. De ce vă spun asta? Fiindcă cu atâta obrăznicie să iei, să aprobi, a fost aprobată de la 21 iulie 2017, anul curent, o lună urmă, legea 192 privind majorarea salariilor la cadrele didactice. Da. Și vă dați dumneavoastră seama că în această lege nu se revăd nici bucătarii, nici ajutorii de educatori, nici dădacele. Mai mult ca atât, eu v-aș întreba pe dumneavoastră și pe cei de la guvernare, care este motivul că dumneavoastră ați neglijat mărirea salariului, fiindcă practic pentru a mări în municipalitate salariul trebuie să vină sursele financiare de la bugetul național. N-au făcut-o. Spuneți-mi, pentru ce a fost nevoie de atâtea verificări, de atâtea controle după intoxicațiile cei ce au fost cu peștele, cu carne la instituțiile preșcolare? La nivel de comisii parlamentare am participat și eu, la nivel de guvern. Spuneți-mi oamenilor, noi ce facem verificări, ședințe, de dragul ședințelor pentru procese verbale, sau urma în primul rând, chiar aici, să-l măriți salariul din dată, fiindcă noi am propus, chiar cum am venit în Consiliul Municipal, ca la toți angajații în municipiul Chișinău, bani sunt, am spus-o nouă dată. Și noi nu numai la această categorie, noi am propus la toate categoriile, fie asistent social, fie asistentă medicală, care este la 5 grădiniți o asistentă medicală. Dumneavoastră vă imaginați cu 2000 de lei. Să le mărim din bugetul local, că așa era când era Urecheanu, când era domnul Ursu, noi din bugetul absolut, asistența socială, toți primeau 30% la salariu adaus lunar, anual, era clar. Dar poate e cazul și anumite facilități. Eu vreau să vă zic de ce am venit acum. Da. Dumnealui a spus că a participat doamna Eugenia. Eu nu am participat la ședința lor. Eu deja eram cu proiectul de decizie pregătit în mână de jumătate de an. Cu nota informativă. Am vrut numai să verific numărul bucătarilor, numărul dădacilor și de aceea, știți, am intrat buznă, flaș, care e mai mult decât l-ați văzut în garaj, nu știe nimic absolut, că el noptul să-mi iei nicio cifră. Am intrat în ședința lor, erau șefii de direct și am rugat, domnilor, vă rog foarte mult, până la ora 16, trimiteți-mi, vă rog, numai numărul, nu vă rog mai mult nimic. Proiectul deciziei îl fac eu, este pregătit de mine, nota informativă este pregătit. Am lucrat cu executivul, cu domnul viceprimar, cu primarul general actual, interimar, domnul Grozav, am lucrat cu direcția de finanță. Am găsit de unde să luăm bani. Și vă dați seama că
La comisie, unanim, la Comisia Protecție Socială, în mod de urgență, a votat unanim. Mai mult ca atât, asta trebuie să ai atâta obrăznicie, cum a avut președintele fracțiunii Partidului Liberal, să ieși la tribună și să spui că noi Partidul Liberal propunem cu 100%. Dar unii ați fost nerușinaților 10 ani la conducerea primăriei, de ce nu ați ținut cont de categoria acestor, îmblă din urma fracțiunii noastre cu proiectul de decizie să le dăm la fiecare lucrător din primărie câte 30.000 de lei, 3 salarii, funcționari publici. Vă dați seama câtă obrăznicie. Da, banii aceștia care noi am dat urma să-i dăm din soldul disponibil. Noi nu am atins aici cu direcția finanță, am găsit de unde, fiindcă eu mă pricep foarte bine în buget. Dar vă spun, dacă l-ați auzit, și eu i-am aruncat așa un os. N-am vorbit de la direcția care era pus clar în decizie, proiectul de decizie, de unde va fi diminuarea acestei sume de 3.537.000 de lei. Asta e nimic. Și vreau aici să accentuez ca să audă toată mass media și să înțeleagă că atunci când faceți o emisiune, stimaților jurnaliți, mass media, reprezentanți, nu începeți ca asta voi, cineva și-a bătut joc sau ceva. Găsiți dumneavoastră, îi veniți cu așa proiecte, cei care au vorbit aseară la ProTV, ca să nu facem publicitate. Noi nu facem, nu facem publicitate. Și eu aș vrea să vă întreb, când vreți o majorare mai mare, da, noi ne-am propus și bugetul municipal deja este scris acolo, că vrem pentru toți, cât vrem și cum vrem, să fie mai departe. Dar cel mai groaznic a fost că nu cunosc consilierii Partidului Liberal, nici care în fiecare, ei ar trebui să cunoască la conducere, în fiecare direcție, care a fost bugetul aprobat, care este bugetul precizat și executat la data când noi tu propui 100%. Au propus din sală, eu zic că sunt bani, dar pot să-ți spun că sunt, vine avion acum la Consiliu. La direcția care eu am propus, ei au nevoie încă de 13 milioane de lei. Vă dați seama? Și iată, așa, nepregătiți, gălăgioși, needucați, nu s-au dignit niciodată, spuneți-mi, vă rog, de ce trebuie eu să perfectez proiectul de decizie cu consilierii din fracțiunea Partidului Socialiștilor. Unii executivul, unii același fleaș, arătați-ne unde e mers scris către fracțiunile, dacă nu ți-o dat voie chirtoac să mărești că e așa. Uitați-vă acum, ghimpă îi strânge și le spune, nu faceți nimic, niciun șef de direcție, să arătăm că nu-i dorim și e mai rău. Îl blochează pe domnul Grozavu, știți, nu așa, dar capital. Dar ei nu înțeleg, pentru asta salarizația în căutație la lucru nus. Nu da. Execută, nu cunosc, domnul, eu astăzi m-am întâlnit cu vreo câțiva șef de direcție, eu încep să-i spun că cifra nu este corectă, ceea ce vorbiți dumneavoastră. Iată, asta-i. Am reușit, mulțumesc, m-am înțeles, celelalte fracțiuni, că Partidul Liberal, ați văzut ce isterie era în sală, Doamne ferești. Asta da. e o rușine și încă o dată și o dată pe față, că sunt incompetenți, sunt neprofesional pregătiți, șefii de direcție nu cunosc situația și de aceea, stimați angajați a instituțiilor preșcolare. Am făcut la prima etapă ce am putut, fiindcă când am văzut că legea nu prevede niciun procent, spuneți-mi, vă rog, grădinițele, ei nu au copii, ei nu au mami, ei nu au acolo angajați. Da. Domnule Cujocare, haideți să revenim un pic la aceste persoane care, spuneați un pic mai devreme, au nevoie de ajutor. Mă refer la persoane cu deficiențe de auz și de văz. Până la urmă, starea de lucru s-a soluționat? Ei au beneficiat de cele necesare? Deci, actualmente s-au făcut achizițiile pentru aparatele auditive și acum, pe data de 29, este vorba să facem a doua etapă pentru tonometri, deoarece vreau să spun pentru toți să știți că până la ziua de azi, da, noi avem persoane cu diferite deficiențe, las fi locomotor auditiv, noi nu avem specialiști care să spui că, de exemplu, pentru ăsta care nu are deficiență cu aparatul locomotor, trebuie un tonometru de așa model, că lui să fie comod. Pentru ăsta orbă îi trebuie așa model, ca el să nu cadă jos, butoanele să fie ușor depalpat, ca el să fie sonor, el să aibă o iluminare oricare, ca ăștia slabi văzători se poate vede. Așa, caracteristici tehnici nimeni nu le-a dat. De ce noi, cum spune rusul, metodăm probă e șibăc, am invitat câteva persoane cu dizabilități, le-am dat câteva aparate în mâine și am ascultat ce este. Deci, din păcate,
achiziționarea la tonometri, noi am amânat-o pe a doua oară, sper că agenții care au participat să ne înțeleagă, deoarece noi nu procurăm niște dispozitive pentru persoane obișnuite, dar niște dispozitive specializate. La moment știți că toți sunt cam răiți, le pare că la om îi trebuie tot. Nu, la om îi trebuie acel obiect de care are nevoie. Puțin da, vreau să completez la ceea ce a spus doamna Ciobanu. Dacă reieșim din situația care s-a creat la ședința de marți, referitor la aceștia 50%. Deci, dacă, după cum ați observat în mod obraznic, Partidul Liberal a propus o majorare, să spunem așa, mai popular din pod. Dacă noi acceptam majorarea pe care o dădeau ei fără acoperire financiară, reieșa că noi votam o hârtie goală. Deoarece, nu prin meu niște aștept 50, deoarece executarea trebuie făcută totalmente. Respectiv, dacă ei nu aveau acoperire financiară și în principiu asta și-a fost scopul lor, ca să nu permite majorare. Da? Până în final, vă dați seama referitor la care categorii noi trebuie să le ridicăm. E indiscutabil când salariul, când spunem așa, coșul minim de consum este 1940 de lei, 1500 care vin la salariu plus impozite, da, este mic, dar asta este primul pas. Noi l-am preconizat în bugetul care va fi pe 2018 să fie majorat și mai mult. Poate în urma pasului în care l-am făcut noi, guvernul se va sensibiliza, deoarece asta este în principiu datoria lor de bază, ca ei să menții și salariile nu mai mic decât coșul minim de consum. Da, eu sunt de acord că ăștia de la guvernare la moment își duc copiii la grădiniți private unde întrebarea aceasta este închisă, dar totuși majoritatea populației susținătoare a economiei naționale nu trebuie de uitat de ei în primul rând. Da, spunea ceva mai devreme despre achiziții. M-ar interesa faptul cum se desfășoară aceste achiziții în primăria Chișinău și cât ele sunt de transparente. Până la urmă, fiecare dintre noi vrem să știm unde merge banul public. Deci, este o problemă. Și cine le face? Poate iată un șir de întrebări logice aici. Deci așa, conform regulamentului care este în vigoare, fiecare instituție ar trebui să-și facă regulamentul, cum? În baza regulamentului care este, o achizițiile desinstătătoare. Însă dacă să vorbim despre partea medicală, că totuși da, mă atrag mai mult către partea medicală, actualmente achizițiile, nici o achiziție nu se face fără acordul domnului Moldovan, ceea ce este deja o încălcare de lege. El este în Consiliul de Administrare la fiecare instituție medicală, ceea ce este contrar legislației. Dacă să vorbim de reparația propriu-zis, după ce chiar facilitează dumnealui și aici, deja este pregătit, are câteva companii de reparații pe care dumnealui le, spunem așa, le controlează, chiar că recent avem 3 companii la spitalul numărul 3, că poate organele de drept se vor sensibiliza și vor face un audit și un control mai intens. 3 companii de construcții care au o apartenență familiară, ori de exemplu spitalul Ignatencu, unde secția de urologie recent a fost renovată, din câte noi am aflat, administratorul acestei companii este chiar și o rudă apropiată, domnul Moldovanu, domnul Pleșca. Vedeți că nicio reparație nu se face pur și simplu așa. Și vă spun chiar mai mult, în caz că dumnealui nu găsește bani pentru reparații care, spunem, legal ar trebui inclus la începutul anului în buget, el găsește alt șiret liche, că după cum v-am spus că noi am făcut acum, am găsit niște resurse financiare pentru procurare, tonometri, aparatele auditive, cârjele acestea, un șir de alt utilaj care este stringent necesar, deoarece utilajele sunt învechite sau în genere nu sunt, dumnealui vine cu propuneri către direcția finanță ca să retragă banii ăștia pentru reparație curent, fără o motivare oricare, un argument oricare. Eu înțeleg, sunt unele situații când trebuie de făcut o reparație curent, se prăbușește clădirea, mai știu altceva, dar aici omul și văzând, cred că a rămas tot mai puțin și mai puțin timp cât mai fi în funcție, dar strânge curaua la toți numai să-și împli buzunarul. Ceea ce consider
murdar și totuși de fiecare dată când venim chiar și la dumneavoastră la televiziune sau în alt, sensibilizăm poate organele de drept, ori lua oricare măsuri, nefiind, să spunem, aliat al lui domnul Moldovan, dar să fim aliați către cetățeni, deoarece bunăstarea în acest oraș, în această țară, totuși aș spune, depinde de fiecare din noi, nu de la un grup de oameni numai. Domnul Ciban, vreau să vă întreb, vorbeam ceva mai devreme despre această majorare de salariu. Când a fost ultima dată majorat salariul pentru această categorie și de ce nu s-a reușit centralizat până la urmă să se majoreze salariul? Ați dat mie bine o bună întrebare. Da. Ați auzit pe toți, fiindcă la fiecare etapă când merge vorba de majorarea salariului, se mărește salariul la procuror, la judecător, la vameș, dar Doamne ferește să se facă la bucătari sau la persoanele auxiliare sau la cei din asistență socială și iată am ajuns unde am ajuns. Și vreau să vă spun că ca să înțeleagă toți și să le fie clar că noi când am majorat 50%, sursele financiare le-am găsit și pentru luna decembrie, fiindcă practic pentru luna decembrie salariul se plătește în luna ianuarie. Dar noi vom insista, banii sunt puși, sunt arătați aici în proiectul de decizii și sperăm ca ăștia 50% să fie achitați lor în luna decembrie, ca și ei să poată la anul nou, la sărbătorile de Crăciun, măcar ceva să se simtă că sunt și ei oameni și ne-am întors cu fața la ei. Da. Vreau în minutele ce urmează să ne oprim încă la un aspect, comportamentul consilierilor nemijlocit atunci când s-a luat această decizie. Există interesul direct, spunea ceva mai devreme, și indicațiile liderului de partid PL pentru a bloca până la urmă activitatea primăriei Chișinău sau e un comportament obișnuit a celor din PL? Eu vreau să vă zic, chiar nu numai la ultima ședință, da? În cadrul tuturor ședințelor, fracțiunea Partidului Liberal se comportă, știți, au un comportament ieșit din comun. Și nu numai el. Comportamentul ăsta, dacă vă, dumneavoastră vă amintiți, îl are însuși primarul general care era obligat să vină la deschiderea ședințelor. Știți, asta a ieșit ceva neumenește, fiindcă pe ei nu i-a interesat niciodată acei cetățeni din municipiul Chișinău care aduc valoare, care au educat personalități. Dumneavoastră înțelegeți? Chiar aceeași alianță de guvernare, membrii guvernului, când au aprobat această lege, s-au gândit că când astăzi ei sunt oameni mari, dar s-au gândit ei că cândva au frecventat și ei, nu grădiniți private, care nici nu existau. Tot așa au fost de o mătușă, de alta educați în aceste grădinițe. Și ce vreau să vă zic? Mai mult decât achizițiile publice trucate, mai mult decât problemele funciare, mai au și aliața lor din alte fracțiuni unii. Dumneavoastră, dacă ați privit aseară, chiar foarte bine a vorbit, nu numai consilierul nostru, Victor Pulecov, domnul Ștefăniță, domnul Cașu, fiindcă era imposibil să discuți cu președintele fracțiunii Partidului Liberal. Vă dați seama, atâta un comportament isterizat, un comportament în Consiliul Municipal, numai cu strigăte, numai cu țipete, numai trebuie decât să votăm milioanele lor neargumentate, care până astăzi nu au niciun raport unde au folosit ei cei 48 de milioane. Și iată, iarăși insistă, încă 3 milioane la drumuri. Dumneavoastră ați văzut pentru ce a fost toată gălăgia asta. Care milioane, oameni dragi? Uitați-vă, au fost... Dumneavoastră să auziți ce a spus Chirtoacă când a fost canicula și a început pe Ștefanul să ridice de acum drumul care a fost reparat. A spus că asta e divinul canicula. Oameni buni, când noi prevedem ceva sau faci un proiect, indiferent că sunt bani din grant, din credite, bani municipali, se calculează și factorii de risc. Și da, în caietul de sarcini se include și factorii de risc. Dar la dânsii nu este aceasta. Dumneavoastră, uitați-vă că noi astăzi nu sunt eliberate toate stadioanele unde au fost adunate cringele este după calamitățile din luna aprilie. Și practic, știți, preturile de sector, eu am spus-o și la o ședință, poartă tot vina asta, fiindcă spretorii Partidului Liberal.
nu răspund eu numai spațiile diverse de asta, răspund și pretorii. Și de aceea am solicitat, fiindcă în fiecare ședință a Consiliului, cineva din consilierii liberali, suplimentar, înaintează proiectele care sunt ei cointeresați. Fie trei salarii pentru angajații primăriei. Spuneți-mi, vă rog, de ce n-ați înaintat proiectul cu bucătarii? De ce n-ați înaintat proiectul cu asistențele medicale, cu asistenții sociali? Unii acolo, fiindcă la urma urmii, noi municipalitatea, este clar și în lege, articolul 30, scris că conducătorii instituțiilor, administrații publice locale, că noi doar am mărit, dar noi pentru suburbii n-am mărit, fiindcă ei sunt salarizați la administrația publică locală și consiliile locale, trebuie pentru bucătarii lor și celelalte categorii, trebuie scate de bani din acolo de la dânșii. Vă dați seama? Sunt un șir de probleme, dar eu cred că până o să-l schimbăm primarul general, fiindcă chiar același Grozavu, nu odată l-am spus, domnule, în ce chiar schimba șefii de direcție, toți sunt interimari. Același Fleaș, el e interimar, dar el nu are nimic, absolut nimic. Și la multe direcții tot așa, interimari, prietori interimari, de șef de direcție interimari, el de nimic nu răspunde. Știi, numai face semnătura, a da autorizația, a deschide butici care de acum nu mai au drept, uitați-vă, tarabii după tarabii, chiar dimineața am privit ceea ce se întâmplă în sectorul botanică. Și așa va fi, credeți-mă, peștele se strică de la cap. Capul este Partidul Liberal, cu Mihai Ghimpu și cu Dorin Chiurtacă, care au stricat toată capitala, au adus un dezastru în capitală, au sărăcit cetățenii aceștii capitale și mai mult. I-au dezbrăcat complet. Domnule Cojocare, spuneți-mi, vă rog, vorbeați ceva mai devreme despre Direcția Sănătate și despre modul în care sunt organizate aceste licitații și despre faptul că sunt facilitate anumite rude ale domnului Moldovanu. Întrebarea este simplă. Ați sesizat instituțiile abilitate pentru a merge în teritoriu și de a constata dacă cele afirmate se adevăresc? Este adevărat? După cum știți, suntem deja în mandatul de practic 2 ani și o lună, da. Putem să numim deja, de circa un an jumate de când ne-am implicat, ne-au permis deja să avem acces la unele acte, că unele direcții, de exemplu, cum ar fi Direcția Transport, abia o săptămână în urmă a început acum lucra cu fracțiunea Partidului Socialist, ne neglijau totalmente. Chiar Gămrețchi și era vorba de bani. Respectiv, din momentul în care noi am avut un acces la materiale și am putut face un calcul prin care să demonstrăm că sunt fraudate anumite sume sau anumite proiecte sau până în final bugetul municipal, și noi am început a scrie scrisori la toate organele de drept ca să avem roada abia în primăvara acestui an, când cât de cât s-au sesizat, au mai început unele, să nu zic rețineri, observații, sau când a început a venit la Curtea de Conturi câte un răspuns în urma sesizării noastre. Referitor, am vrut să completez la comportamentul care ne-ați spus, dacă noi vedem ceva în Consiliul Municipal, dacă asta e comportamentul obișnuit a Partidului Liberal, vă spun mai mult că comportamentul obișnuit. Ei sunt, așa o să-i numesc eu, ca o familie cu Dorin Chirtoacă, și din momentul în care Dorin Chirtoacă și așa 8 luni de zile nu s-a prezentat la serviciu, chiar până la intentarea dosarului, ei se simțau ca fără stăpân, dar din ziua în care Dorin Chirtoacă a început, a fost reținut și chiar din ziua de când nu îi se permite deja de pune o semnătură, ei deja să fac ce vor ei, deoarece nici Dorin nu poate să-i controleze și cum funcția de bază a lor la moment este să destabilizeze situația, unul la moment, și doi, după cum știm, atâția ani au dispărut un șir de sume sub diferite protecții, prin diferite metodologii din bugetul municipal. Actualmente ei trebuie să suplinească cumva aceste goluri. După cum ați văzut, doamna Herț a fost schimbată în funcție la apă canal, deținând totodată și funcția secției economiei finanțe. Până n-am scris un demers, n-a fost dumneavoastră eliberată, să spunem așa, că în cazul ei, spunem, pun numai persoanele în care au încredere. Deoarece la apă canal actualmente trebuia semnat un contract cu Berd, ce în sumă finală ajunge la 64 de milioane de euro.
de unde ei cred că trag cu nădejde și suflet să acopere unele goluri. Deci, ca până în final să înțelegem, nu pot ei majora banii și chiar dacă îi dau într-o instituție, să spunem așa, că școlară, că toți au elevi, ei până în final, la sfârșitul anului nu le pot valorifica intenționat, întinzând proiect cum partea de achiziționare, întinzând prin diferite șeretlicuri, ca până la sfârșitul anului nu le achiziționez și acești bani se rămâie iarăși în primărie. Și la anul, iarăși, în loc să construiască, de exemplu, încă un bloc sau să repare o clasă, ei le pun iarăși tot pe chestia care parțial poate au fost reparat sau au fost reparate din alte resurse, arătând până în final pentru direcție finanțe că ele sunt reparate din banii care au fost dat de cât primărie. Dar dacă să facem o anchetă, realitate, o anchetă, cum am făcut noi recent cu instituțiile medicale, sunt un șir de secții unde reparația este făcută de către niște pacienți care au dețin o companie mai impunătoare sau de către aceiași medici. Dar direcția sănătății arată că această reparație este făcută de către ea. Și că asta este unul din șiretlicuri, vă dați seama de atâți ani cât ei sunt la guvernare, ei dăm știu un șir de metodologii. Domnule Ceban, pentru că suntem pe sfârșit de emisiune, ne spune regia că avem un minut la dispoziție, vreau să vă întreb. Suntem în luna septembrie, în viitorul apropiat are loc răcirea vremii. Ce acțiuni, acțiuni într-o susținere a păturilor nevoiașe preconizează fracțiunea PSRM în viitorul apropiat să vină? Pentru că ei sunt cei mai vulnerabili, de aceea și ne axăm pe acest segment. Fracțiunea Partidului Socialiștilor tot timpul a fost aproape de oameni. Ținem cont de solicitările lor. Avem garda tânără care permanent merge pe la domiciliul lor și îi ajută. Avem Consiliul Veteranilor care lucrează practic cu toți veteranii și cu persoanele care se află în așa situații. Dar dumneavoastră, dacă mi-ați spus și așa, eu cred că ceea ce a spus colegul meu, în perioada rece a anului, ar fi bine ca șefii de direcții care sunt numiți să aibă studii superioare și nu cum este la Regia Transport Electric domnul Morgoci, nici n-are studii spre și este director. Mai mult ca atât, eu sper că în perioada rece a anului, noi, fracțiunea socială, vom depune tot efortul ca oamenilor să le fie bine. Și eu ce sper? Eu sper că emisiunile care au transmis că, iată, firmele ușor au 12 miliarde de întors, eu sunt sigur că domnul Candu și domnul prim-ministru Filip vor face tot posibilul ca în timpul apropiat acești bani să fie restituiți în bugetul național și vă dați seama câtă lume va fi fericită. Și dacă mi-ați spus că suntem la finele acestei emisiuni, aș vrea că din partea fracțiunii Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal, din partea tuturor membrilor și a conducerii Partidului Socialiștilor, ne aflăm în pragul unei sărbători cei mai scumpe, ziua profesorului. Aș vrea să ne închinăm în fața acestor profesori, să le mulțumim pentru ceea ce fac ei zi de zi pentru noi. Și iată, sper că, într-adevăr, actuala guvernare le va majora așa salariu ca să simtă și acești profesori că, într-adevăr, au muncit, au dat roade, au crescut așa politicieni care sunt astăzi la conducere. Și îmi rămâne numai să le doresc sănătate, răbdare și fiți siguri că noi, Partidul Socialiștilor și fracțiunea Partidului Socialiștilor, zi de zi vom fi mereu lângă dumneavoastră. Domnule Cojocar? Deci, mă întorc la întrebarea referitor la timpul rece anului. Deci, ne propunem un șir de proiecte. Desigur, la moment suntem, spunem, la etapa de căutare acestor finanțe, dar cred că, spunem, de bază, am avut o primăvară cam rea, dar ea ne-a dat unele roade, avem un șir de lemne, să spunem așa, pentru persoanele care trăiesc la sol și vom da ajutor ca parte financiară, numai cât când material pentru căldură. Și, desigur, cred că ne vom propune de a face unele indemnizații pe timpul rece anului, în dependență de a face niște criterii de salarizare.
În rest... Domnilor consilieri, eu vă mulțumesc din suflet pentru participarea la această emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, a fost emisiunea Reflector Analitic cu Vlad Madan. O seară bună!